Bună, Cristi, bine ai revenit la Ara Studio. Mulțumesc de invitație. Dat fiind faptul că la workshopul trecut am discutat despre comunicarea în relații de cuplu și asociat cu faptul că suntem în preajma sărbătorilor pascale, unde, din punctul meu de vedere, sărbătorim cumva iubirea lui Dumnezeu față de oameni, aș dori, dacă ești și tu de acord, să discutăm astăzi puțin despre iubirea în relația de cuplu. Ok. Bun. Un subiect abisal, așa. Ok. Prima fază este necesar, după cum știm, să ne îndrăgostim. Ce se întâmplă cu noi când suntem îndrăgostiți și de ce este necesară această etapă? Zic că povestea asta cu îndrăgostirea e un soi de mică alergie a oamenilor, așa zis, maturi, care încep să susțină unii dintre ei că, de fapt, povestea asta cu îndrăgostitul nu are sens, știi? Și că oamenii maturi și serioși devansează această etapă, știi? Doar că etapa asta de simbioză, cum se numește ea, îndrăgostirea, e, de fapt, are la bază o nevoie de comuniune a oamenilor cu ceilalți oameni, cu universul. E ceva în noi care ne face să ne conectăm cu ceilalți. De asta, nu întâmplător, oamenii îndrăgostiți sunt mai entuziaști, mai deschiși, mai comunicativi, mai generoși, mai creativi, știi? Starea pe care o ai când te îndrăgostești nu e doar legată de o relație cu o persoană. E legată de relație cu tot ce e în jur. Cumva relația ta cu tot ce e în jur devine mai profundă și mai energetică, știi? Acum, sigur, cap-coadă îndrăgostirea este o mică iluzie, nu? Noi proiectăm în celălalt ceea ce vrem să fie acolo. Nu îl cunoaștem, nu cunoaștem foarte bine persoana cealaltă cât vrem să-l vedem într-un anumit fel. Nu idealizăm persoana și ne identificăm atât cu persoana cealaltă cât și cu relația, ca și cum suntem un tot unitar, știi? În povestea cu simbioza, unul plus unul fac unul. Nu, doi oameni devin o singură entitate. Chiar dacă este cap-coadă o proiecție, întrebarea e de ce avem nevoie de asta, nu? Pentru că ne dă o energie atât de mare încât putem să traversăm ulterior celelalte etape de cuplu, care sunt destul de dificile. Etapa 2, cea de diferențiere, etapa crizelor. Fără această energie, fără acest entuziasm, e greu să avansezi. Și atunci e important să ne îndrăgostim tocmai pentru a avea acest motor care ne face să mergem mai departe, chiar dacă o să fie greu ulterior. Ai putea să ne povestești puțin ce se întâmplă și în celelalte etape, până când ajungem la etapa de iubire? În etapa 2, cea de diferențiere după simbioză, oamenii sunt destul de dezamăgiți. Sigur, sunt excepții în care lucrurile curg mai lin, știi? Dar în general oamenii au impresia că au fost trași pe sfoară cumva de cineva care nu este așa cum credeau ei că este. Și atunci oamenii vin cu această teză că s-a schimbat celălalt, nu? Și nu mai e omul pe care l-am cunoscut. Chiar dacă se cunosc de 2 luni sau de 3 luni și în 2 luni nimeni nu se schimbă extraordinar de mult sau, mă rog, în cazul excepțional de rare se întâmplă asta, oamenii au impresia că celălalt nu mai este cum era și că s-a schimbat și sunt un pic dezamăgiți, supărați, așa mai departe, știi? Cu toate astea, etapa 2, etapa asta de diferențiere, e foarte importantă pentru că presupune a-l cunoaște pe celălalt. De asta e important, de exemplu, să stăm împreună un pic, înainte să luăm decizii majore, gen căsătorie, etc. Pentru că dacă nu ne cunoaștem, nu putem să ne iubim. Nu poți să iubești ceva ce nu cunoști. E un principiu fundamental în relația de cuplu, știi? Și atunci, toată povestea asta de criză are un scop. Nu e doar pentru ca să ne chinuim. E pentru a vedea pe celălalt așa cum este el și pentru a decide ulterior dacă drumurile noastre pot fi împreună sau nu. Îmi amintesc acum despre o bună prietenă care la un moment dat vroia să dezvolte un algoritm de compatibilitate, adică să-ți găsești perechea prin niște inputuri care sunt compatibile cu inputul celuilalt. Ar fi ceva de genul funcțional, n-ar fi frumos, găsim pe cineva care e compatibil cu noi, ajungem direct la iubire că suntem compatibili și trecem de, sărim peste etapa de îndrăgostire, da, sau poate nu sărim, dar cu siguranță sărim peste etapa a doua unde nu ne place celălalt sau părți din celălalt nu ne plac. Da, asta e o poveste care se întâmplă ca și bază, ca și structura multor site-uri de dating sau așa, nu? Care oamenii se acuplează conform unor caracteristici comune, știi? E un pic delicat subiectul ăsta pentru că, fără îndoială, compatibilitatea e foarte importantă într-un cuplu. Deci dacă oamenii sunt din filme diferite sau au principii diferite, lucrurile ies prost, nu? De exemplu, principiile despre o relație. Ce înseamnă să avem o relație? El crede, de exemplu, că într-o relație e ok să flirtezi și cu altcineva, ea crede că e foarte ok să
nu fi infidel nici măcar emoțional. Și atunci, în momentul când aceste principii bazale diferă, e complicat. Fără îndoială, nevoie să fim compatibili. Dar ideea că o relație se bazează doar pe o potrivire de idei, de principii, de gusturi, e incompletă, pentru că oamenii pot să fie atrași unii de alții, inclusiv prin prisma defectelor lor. Undeva underground-ul relației are ca și scop ideea că ambii parteneri să evolueze. De multe ori, defectele unei persoane fac click cu defectele celelalte persoane. Și atunci, povestea asta de a fi împreună, de a ne transforma într-o reacție din asta reciprocă, nu e doar legată de potriviri și atât, chiar dacă ele rămân importante. De asta mi se pare că e un pic comercială povestea asta, știi? Dacă îmi plac aceleași 5 chestii ca și ție, înseamnă că o să fim ok. E un pic comercial, e ca la mașini, e ca la obiecte, știi? Ce se întâmplă când ajungem să iubim pe cineva? Ne schimbăm, rămânem la fel, iubirea e frumoasă, ar trebui să devenim și noi ca și oameni mai frumoși. Se întâmplă lucrul ăsta, nu? Dar vezi, asta e un semn frumos de care zici, știi? Oamenii care iubesc nu pot fi invidioși, ranchiunoși, nemulțumiți. Știi, un semn important atunci când iubești pe cineva e că ești mult mai pozitiv. E așa ceva vizibil. Oamenii din jur observă chestia asta, știi? Nu e simplu să ajungi în punctul ăla, nu vreau acum să idealizăm povestea asta. Oamenii care se iubesc profund sunt destul de rari, așa a fost mereu de fapt, și e cumva firesc să nu fie pe toate gardurile chestia asta. Știi? După etapa 2 cu diferențierea, urmează etapa de reconciliere în care oamenii se acceptă așa cum sunt, dar rămân un pic așa într-un soi de monotonie. Știi? Nu mai e magia aia de la început, nu mai e povestea aia așa. Știi? Dacă se trece cu bine de etapa 3, care unde riscul e de monotonie, se intră în etapa 4, care înseamnă iubire, în care oamenii se acceptă așa cum sunt, există așa un soi de dorință firească, sufletească, de a contribui la evoluția celuilalt, la fel cum este o dorință naturală de a evolua tu însuți. Și atunci este o triplă responsabilitate. Sunt responsabil pentru ca eu să sar cât de sus pot să sar cu viața mea, te ajut să faci și tu chestia asta cu viața ta și nu fac din obligație. Și sunt responsabil să-mi fiecare să creez un context în care relația să evolueze. Chiar dacă unor e dificil, știi, gândește-te la relații gen la distanță, nu de mii de kilometri. Cineva străiește pe un continent, cineva pe alt continent. Cu toate astea, oamenii înțeleg că persoana cealaltă are o vocație pentru profesia lui acolo și fac tot ce pot să-l ajute să fie mai bun în profesia respectivă, chiar dacă se văd foarte rar. Și asta mi se pare că e un semn de iubire frumoasă, când înțelegi cumva că a respecta și a accepta dorințele celuilalt devine mai important decât a fi non-stop împreună, știi? Și iubirea vine în mod natural sau învățăm cumva cum se întâmplă? Cred că e o poveste de maturitate și una din iluziile mari pe care le avem e că toți oamenii pot iubi. Toți oamenii pot iubi ca și potențial. Avem în noi această capacitate ca și potențial. Dar pentru a iubi pe cineva e nevoie să fii matur. Ori oamenii maturi sunt destul de rari. Prin urmare, a iubi pe cineva e destul de rar. E nevoie să te cunoști pe tine, e nevoie să-l cunoști pe celălalt, e nevoie să fii un om responsabil, e nevoie să înțelegi care sunt rănile tale din trecut și să le depășești. Adică sunt niște pași pe care, cum zici, e nevoie să învățăm să-i parcurgem. Nu ne naștem cu această capacitate deja preformată. Știi? Chiar dacă avem în noi undeva latent potențialul respectiv, nu ne naștem cu această capacitate clară de a iubi atât de ușor cum pare. Și ce părere ai despre iubirea necondiționată? Noi, muritorii de rând, suntem capabili de așa ceva sau nu? Asta e un concept destul de confuz pentru mulți oameni, ca și acceptarea necondiționată. Nu? Undeva sunt cele două, sunt surori. Întrebarea e cum poți să accept pe cineva care se poartă mizerabil? Sau cum poți să iubesc pe cineva care se poartă? Cum poți să mă iubesc pe mine dacă mă port ca un ticălos? Și aici e o mare confuzie, știi? Oamenii zic, nu, e o absurditate, acest concept nu există de fapt. Iubirea necondiționată se referă la intuiția că fiecare persoană are undeva în esență o parte, un nucleu, o ceva extrem de prețios, care nu are legătură cu greșelile, cu defectele, cu lucrurile astea pe care le facem imperfect în viață. Și cumva, ideea de a iubi pe cineva are legătură cu acest nucleu. Ne iubim pentru că suntem oameni, indiferent cum suntem. Într-un cuplu e important să coexiste cele două tipuri de iubire, nu? Iubirea necondiționată pentru că nu poți să iubesc pe cineva erotic dacă nu iubesc pe cineva ca om. Mai mult decât asta, nu poți să iubesc un om dacă nu iubesc pe toți într-un fel ca oameni. E destul de complex. De asta oamenii care iubesc sunt pozitivi cu toți oamenii.
doi la mână ca să putem crea ceva împreună ca și cuplu. Sau ca și prieteni, sau ca și orice altă relație în care doi oameni se fac un parteneriat, să spunem, e nevoie să îndeplinim niște condiții. Nu putem să facem sport împreună dacă ne trezim la ora 12 la miez, de exemplu. Știi? Și atunci e nevoie să fie niște condiții, dar nu neapărat că ne iubim pentru acele condiții, că ele sunt foarte necesare să putem coexista ca și cuplu. Și atunci e nevoie de necondiționare în sensul sufletesc, în sensul esenței unui om și e nevoie să respectăm niște reguli ca să putem construi. Orice relație se bazează pe un fenomen de a construi ceva. Ne construim pe noi și lăsăm ceva sau transmitem ceva în jur. Și o ultimă întrebare. Odată ce am ajuns să iubim un om, îl iubim toată viața sau iubirea asta se poate termina la un moment dat? Cred că putem iubi toată viața pe cineva, cum spuneam, ca om, pentru acel sâmbure de umanitate din fiecare dintre noi. Nu, apropo de povestea cu Dumnezeu cu care ai început, nu există ceva divin în fiecare om. Mă depășește un pic subiectul ăsta, eu fiind psihiatru, nu mă pricep foarte mult la partea asta spirituală, cât ca amator, știi? Dar ideea că ai fost cu cineva, nu știu, ai fost cu cineva foarte apropiat cândva și ai împărtășit toate lucrurile astea interioare, ar fi frumos să rămână undeva, între oamenii ăștia, o tandrețe toată viața, nu un soi de sentiment bun pentru cineva. Doar că de foarte mult nu se întâmplă chestia asta, din păcate. Și atunci cred că ne putem iubi toată viața ca oameni, păstrând cumva în amintire niște momente frumoase, dar nu neapărat ca și parteneri de cuplu. Iar atunci ne supărăm de foarte multe ori pentru că noi presupunem că relațiile e nevoie să fie pe toată viața și dacă nu sunt, căutăm vinovați, pentru că nu prea putem accepta ideea în sine, știi? Trebuie să fie cineva de vină, pentru că dacă corectăm acele greșeli, următoarea relație o să fie până la adânci bătrânețe. De fapt, în realitate, relațiile, cele mai multe relații se termină natural pentru că oamenii nu mai au ce să-și spună unul altuia. Scopul relațiilor fiind acela de a se transforma fiecare din cei implicați, la un moment dat motorul ăsta se oprește. Oamenii își spun unul altuia o chestie, ajung să interacționeze, după care pur și simplu se consumă toată această energie. Și atunci rămânem la 80 de ani cu câteva din relații, prieteni, etc., pentru că e firesc să fie așa. Și nu e neapărat cineva de vină sau... E un pic haios așa, te întâlnești cu un fost coleg de liceu, nu? Și după 20-30 de ani și ăla zice, băi, n-am avut timp să ieșim să povestim la o bere. Și te gândești, în 20 de ani n-am avut timp, știi? Nu e de timp, e vorba de n-am avut disponibilitate, n-am simțit, știi? Ok, și în încheiere, ca de obicei, un mesaj, te rog, pentru cei care ne ascultă. De data aceasta, un mesaj pentru cei care nu se află într-o relație de cuplu. Care își caută pe cineva? Exact. Ok. E un miraj, verbul ăsta, a găsi pe cineva. Știi? Am mereu de face cu această poveste în profesia mea. N-am găsit pe cineva, spune cineva. Nu există oameni faini. Am rămas doar eu și ceilalți oameni care nu sunt faini. De fapt, nu e vorba despre a găsi, e vorba de a te pune pe tine într-un context emoțional, de a fi într-o anumită stare, de a avea anumită atitudine. Și în momentul când ajungi la această atitudine, care înseamnă pozitivitate, înseamnă deschidere, înseamnă că ți-ai vindecat rănile anterioare, înseamnă că te-ai împăcat cu tine, lucrurile se întâmplă, în ghilimele, destul de repede. Și atunci, oamenii care reușesc să ajungă să fie ok cu ei înșiși, găsesc foarte ușor pe cineva care să împărtășească această poveste. Deci nu e despre a căuta și a găsi, e despre a ajunge să fii tu într-o stare în care lucrurile astea vin de la sine. Ce v-a zis? Mulțumesc! Cu drag!